Vreau să aduc în atenția noastră, pentru început, un gând al Apostolului Pavel. E vorba de 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Aș spune eu, e un text cunoscut și sunt convins că nu o să folosesc versete necunoscute pentru dumneavoastră. Sunt versete cunoscute. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Sigur că uneori eram tentat să discutăm împreună, ei, să vedem care este fișa postului, nu? Să ne cunoaștem care sunt obligațiile, care sunt datoriile noastre și cum trebuie să le îndeplinim. Dacă este să cercetăm în Sfânta Scriptură, să găsim în Sfânta Scriptură fișa apostolului și să încercăm să o definim în cuvinte cât mai puține. În cuvinte cât mai puține. Și aș încerca, dacă se poate, să definim fișa apostolului, așa, într-un singur cuvânt. Ați vrea să mă ajutați să găsim care este cuvântul ăla? Slujire. Slujire. Normală. Mulțumesc mult. Slujire. E plăcut să slujești? Eu ascultam pe frații care, cu mulți ani ca mine, și era vremea când poate copii sau nu doar copii, ci chiar și oameni în vârstă, au fost toată viața slujitori. Chiar taică meu îmi spunea, zice, de la 6 ani, zice, mama m-a dat de slugă. Și îl întrebam, și tată, și ce trebuia să faci? Ce trebuia să faci? Îmi spunea că nu putea să-i ceară prea mult, pentru că era la 6 ani. Dar pe măsură ce s-au adunat ani, pe măsură ce creștea și statură și putere, deja responsabilitățile creșteau. Creșteau. Dar era muncă pe puterea lui. Sau poate uneori chiar peste putere. Așa s-a întâmplat, exploatarea omului de către om. Dar mă gândesc la faptul că să slujim pentru cauza lui Dumnezeu. Cum ne întreabă Domnul pe fiecare dintre noi, când oare cum într-un fel ni se adresează invitația pentru slujire? Ne întreabă dacă putem? Dacă putem. Dacă vrem. Dacă vrem. De ce nu ne-ar întreba dacă putem? Și de ce nu ne întreabă dacă putem? Știe că nu putem. Ieremia, la un moment dat, zicea așa de clar: știu, Doamne, că soarta omului nu stă în puterea lui când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Și dacă ar fi să fim lăsați după puterea noastră, n-am avea nicio șansă. De aceea, Domnul nu ne întreabă dacă putem, ci ne întreabă dacă vrem. Este foarte adevărat că în momentul în care am spus da, vreau, Domnul ține cont de răspunsul ăsta. Și în momentul în care am spus da, fie poate da-ul ăsta a fost nevoie de mai multă muncă de lămurire, ca să-l spunem. Nu? La dumneavoastră cum a fost? A fost nevoie de muncă de lămurire? Au încercat frații în diferite, nu punea problema cât într-un fel, cât într-altul, și în cele din urmă spui da, chiar dacă așa, cu o teamă, cu o reținere, dar spui da. Și aș vrea să privim împreună la exemplul amintit, de fapt, Ieremia, când Domnul îl cheamă pentru o misiune deloc ușoară. Și este vorba de capitolul 1, versetul 9,
și 10. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta, iată astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Mă gândesc că e plăcut să ți se prezintă o asemenea misiune? Nu? Zice, să smulgi, să dărâmi, să nimicești. Mi-aduc aminte, în timp ce construiam casa acolo unde locuiesc acum și încercam să construiesc în așa fel încât să nu mai am de stricat, să nu trebuiască să fac mari rectificări. Nu departe de mine era un vecin, un credincios penticostal, și casa lui acum toată era mărunțită așa. Fusese ușe, a închis-o. Fusese geam, l-a închis. A spart dincolo. Deci vedeai tot boiandruci și geamuri și uși închise. Și deschise altele. Și nu arăta deloc bine. Și asta mă făcea să fiu și mai atent. Și la un moment dat îmi spune el, zice, David, zice, demolarea, zice, face parte din construcție. Face parte din construcții, dar aia înseamnă timp, aia înseamnă materiale aruncate, nu? Și eu nu cred deloc că este cel mai ok. N-ar fi bine făcut lucrul ăsta. Ar trebui gândit mult mai bine, mai temeinic. Și apoi să acționezi. Și spunea el mai pe urmă, mă zice, îmi place că la tine, zice, nu a fost prea mult de rectificat. Zic, slavă Domnului că El dă putere și ajutor pentru orice. Vreau să zic că în lucrarea de slujire pentru salvare de suflete este nevoie exact ceea ce spunea Domnul prin Ieremia și de fapt îi spunea lui Ieremia și el a notat. Acum, să smulgi, să tai, să dărâmi, să nimicești, ce ziceți, e greu? E greu. De ce? De ce ar fi greu? Pentru că nu te interesează. Pică stânga, dreapta, nu? Zice că Ieremia, dacă ar fi auzit doar atât, ar fi fost bucuros să meargă? Dar auzit mai pe urmă, să zidești și să sădești. Și aceasta a fost o încurajare pentru el. Acum, care este lucrarea cea mai satisfăcătoare, să spun așa? Să dărâmi, să nimicești sau să zidești și să sădești? Să zidești, să construiești. Nu știu de ce, dar mi-a plăcut să mă implic în construcții. Știți, mi-a fost drag și îmi plăcea când vedeam lucru făcut și să fie privit din orice unghi și să fie bine. Să poți să spui că e bine. Nu zic că n-am greșit. Dar cred că un constructor bun, nu este ăla care nu greșește, ci este ăla care învață din greșeli. Nu? Și cred că la fel în lucrarea de slujire, nu s-ar pune problema că cineva o să slujească perfect. Din contră, o să fie o slujire poate cu multe greșeli. Dar când omul învață din propria lui greșeală, e bine.
Maxima spune că cel mai înțelept este cel care învață din greșeala altuia. Dar dacă învață din greșeala lui proprie, e bine. Totuși este speranța. Mi-amintesc despre Petru, care plin de înflăcărare, nu? Îl asigura pe Domnul Iisus Hristos că o să fie alături de el în orice împrejurare. Nu? Zice, și la moarte mă duc cu tine, Doamne. Și când Domnul îi spune, știi, Petru, uite ce se întâmplă, îl putea să creadă? Putea accepta el previziunea, profeția Domnului Iisus Hristos? Putea să o accepte? Nu, nu putea să accepte în niciun caz. Păi, de fapt, de aceea și scos sabia ca să lupte pentru Domnul Iisus Hristos, nu să-l apere. Ei, după ce trece experiența aceasta și când privirea Domnului Iisus Hristos s-a îndreptat spre el și s-a întâlnit cele două priviri și spune că a mers și a plâns cu amar, și când Domnul întreabă, nu, la o întâlnire, mă iubești tu mai mult decât toți? Doamne, tu știi că te iubesc, nu? Și îi se repetă întrebarea. Și dă răspuns. Și îi se repetă din nou întrebarea și spune, evanghelistul zice, și s-a întristat. S-a întristat. De ce s-a întristat? Avea Petru oare ceva cu numărul 3? Că îi se punea pentru a treia oară întrebarea? Zice că printre farisei era să iert de câte ori? De 3 ori. Petru a extins. Asta a fost o iertare extinsă până la 7. Mult mai generos. Dar acum totuși când a auzit pentru a treia oară aceeași întrebare, mă iubești? Zice că s-a întristat. Și atunci a spus, Doamne, Tu știi. Și ce se cuprindea în acest răspuns al lui, Doamne, Tu știi? Păi, dacă mă leapăt de Tine, știi. Dacă mă ridic, știi. Nu? După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Dacă o să cad, știi. Cum o să sfârșesc, știi. Știi. Tu toate le știi. Și totuși finalizează răspunsul acesta. Știi că te iubesc. Adică Petru dorea să facă potrivit declarației lui. Nu? Așa dorea să facă. Doar nu știa că nu poate. Mi-amintesc de un moment în care, pentru Pavel, Domnul îl oprește în drumul spre Damasc. Și acolo e o întrebare de genul, ți-ar fi greu? Firește că zice că tremurând și plin de frică, întrebarea lui a rămas. Doamne, ce vrei să fac? Deci n-a mai pus problema, Doamne, există o variantă mai ușoară, mai ieftină, mai simplă, ci Doamne, ce vrei să fac? Dintr-un punct de vedere, ce credeți? A fost greu pentru Pavel? E o luptă. Foarte greu. Foarte greu. În urmă cu câțiva ani, întâlnesc un tânăr, era eliberat din închisoare și crește fratele lui, curta oarecum biserica noastră. Și el acum se gândea că găsește foarte bun loc și sprijin în biserică, dar din nefericire, motivele pentru care a ajuns după gratii încă le mai păstra, le mai avea cu sine. Și pe unde mergea, într-adevăr, a trebuit să spunem fraților, mă, fiți cu ochii în patru. Așa. A înțeles și el lucrul ăsta. Și la un moment dat mă întâlnesc cu el în Cluj
Și zice, frate, zice, așa de mult mă deranjează că oriunde merg, frații sunt foarte circumspecți, foarte atenți, de ce n-au încredere? Am stat și l-am privit și vedeam oful lui, într-adevăr, mă gândeam o să mă pun în situație, nu? Dar zic, mă, frățioare, zic, eu știu pe unul care a pățit-o ca tine, sau chiar mai grav, și nu l-a deranjat. Deloc. Nu l-a deranjat deloc. Pentru că ce credeau credincioșii din biserică despre venirea lui Pavel? Care este motivul venirii lui în biserică? Nu? Ne adună și ne ia la angro. Nu? Ne ia pe toți. Ne ia pe toți. Și le era teamă celor din biserică de el? Le era teamă. Le era teamă. Cât timp a durat treaba asta? Foarte mult. Foarte mult timp a durat. Și cât a fost deranjat Pavel de treaba asta? Nu, s-a plâns vreodată de treaba asta? Niciodată. Niciodată. Din contră, spune, zice, eu de fapt, mă, fraților, zice, lucrez și eu ca apostol, zice, și prin harul Domnului, zice, am lucrat cel mai mult. Dar ce nu merit să port numele de apostol pentru că eu am prigonit biserica lui Hristos. Zice, cu alte cuvinte, am putea să spunem eu, prea multă încredere mi se acordă după ceea ce am fost, nu? Așa. Și pentru că a trebuit să traverseze o asemenea situație critică, finaliza spunându-le celor din Filip, nu? Pot totul în Hristos care mă întărește. Și cred că aici vrea să ne conducă Domnul pe fiecare dintre noi, să ne prindem puternic de brațul Lui, de tăria Lui, și atunci ne va da izbândă și reușită. Aș vrea să, din experiența aceluiași bărbat, Ieremia, să aduc în atenție afirmația lui din capitolul 20 cu versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Pavel spunea de fapt că de la ispravnic se cere să fie credincios în lucrul încredințat, nu? Păi bine, ca să fii credincios în lucrul încredințat, asta ar însemna să te asculte toți cu care ai de-a face, nu? Toți la care te duci și transmiți mesajul din partea lui Dumnezeu să-l primească, să-l asculte, nu? Și atunci ești credincios în lucrul încredințat. Nu asta ar fi? Misiunea să transmiți mesajul. Ce bine ar fi. Ce bine ar fi. Dar de fapt, cum ne-am putea noi aștepta la o primire, la o acceptare a mesajului din partea noastră, mai mult decât a fost acceptat mesajul Domnului Hristos? Vă amintiți în trimiterea pe care o făcea El pentru ucenici? Dacă, zice, vă trimit, nu? Ca pe niște miei, nu? În mijlocul lupilor. E interesantă trimiterea asta. Păi când trimiți un miel, o oaie în mijlocul lupilor, păi la ce te aștepți? Păi nu se duce. Să supraviețuiască oaia? Mielul? Păi o trimiți spre sfârșire, nu? Și da, sigur. Și Domnul zice, uite, așa vă trimit. Să vă duceți? Păi de-aia i-a trimis, nu? Să meargă. Să meargă. Și ce le spunea, cum i-a asigurat despre faptul că vor fi primiți? Vă amintiți, nu? Zice, dacă m-au primit pe mine, vă primesc și pe voi. M-au refuzat pe mine, m-au respins pe mine, vă refuză și pe voi.
Și acum, haideți să privim puțin așa asupra vieții Domnului Hristos și asupra activității Lui pe pământul acesta. A fost primit? Nu. La ei mei am venit și a mei nu m-au primit. N-a fost primit deloc? Nu, chiar deloc. A, deci nu chiar deloc. Deci a fost primit. Puțin. De puțin. Respinși de mai mulți. Și procentul o să fie același și astăzi? Da, categoric. Același. Pentru că este o, am putea să spunem, e o profeție. Nu? Așa cum m-au primit pe mine, așa o să vă primească și pe voi. Așa cum m-au respins pe mine, așa o să vă respingă și pe voi. Dar, pentru îndeplinirea misiunii încredințate, Ieremia a înțeles de fapt că a trebuit să se lase înduplecat. Și a fost singurul care a trebuit să se lase înduplecat pentru asemenea misiune? Vă amintiți și alte nume, cumva? Vă amintiți de Moise? A trebuit să ducă Domnul muncă de lămurire cu el? Nu puțină. Și cum se încheie convorbirea acolo la rug în pustie? Zice, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Așa se încheie. Zice că Domnul s-a mâniat. Și e interesant. E interesant. Ajunge acasă. Nu mai spune Biblia nimic. Nu mai spune Biblia nimic. Decât spune că e în drum spre Egipt. Nu? Și că îngerul Domnului ce vrea cu el? Vrea să-l omoare. Păi cum? Adică Domnul te înduplecă la o misiune? Nu? Știu eu, probabil că el o fi mai gândit asupra cuvintelor pe care le-a avut cu Domnul, a vorbit în familie și mergem. Dacă Domnul spune să facem treaba asta, mergem. Și interesant, atâta spune Biblia, că Domnul l-a întâlnit acolo și a vrut să-l omoare. Fără nicio explicație? Pricina că își neglijase datoria. De unde a știut Sefora să intervină? Păi, denotă? Denotă că a știut. Denotă că a știut. Denotă că între ei lucrurile erau discutate. Și când a operat ea, ceea ce de fapt ar fi trebuit să facă Moise, ce a zis? E un sos de sânge. Nu? Era o ciudățenie pentru ea cerința lui Dumnezeu? Păi să faci copilul să sufere? Nu? E ciudățenie. E ciudățenie. Nu? Vreau să spun că de multe ori în slujire să te expui, să te lași înduplecat și convins, uneori este ciudățenie. Și de fapt, în predica Domnului Iisus Hristos, când a zis, dacă cineva vă bleastă-mă, voi să binecuvântați. Pentru lumea noastră de astăzi, ce este? Ciudățenie e prea puțin spus. E nebunie. E nebunie. Adică, de ce n-ai răspunde, nu? De ce n-ai răspunde cu aceeași monedă? Ei, pentru misiunea pe care Ieremia trebuia să o îndeplinească, zice, Doamne, m-ai înduplecat și m-am lăsat înduplecat. A început el și a invocat, Doamne, sunt tânăr, Doamne, nu pot. Și fiecare motivație pe care el o invoca, Domnul o demonta frumos, nu? Dar acum, zice, Doamne, zice, am ajuns, zice, uite, o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine.
Domnul Iisus Hristos a ajuns o pricină de râs? Sigur. De ce? Cei care de fapt au fost implicați în slujirea lui Dumnezeu, a Evangheliei, pentru semeni, pentru ca să ducă mesajul, au ajuns o pricină de râs? Sigur, ne bucurăm de aprecieri? Ne bucurăm. Ne bucurăm de aprecieri. Dar nu o să fim niciodată scutiți. Mi-amintesc că am mers în prima zi de colportaj împreună cu fratele Liviu Tudoroiu. Vorbisem cu fratele Cămărășan să vină cu noi, dânsul ne povestea experiențe din lucrarea de colportaj și am zis, mă, ce bine să vină, nu? Oricum a fost înaintea noastră în această activitate, dar de azi pe mâine, de azi pe mâine, nu a reușit să vină. Și cu fratele Liviu, hai, mergem. Ne-am luat cu bicicletele și ne-am dus într-o localitate vecină. Ce să vă spun, prin harul Domnului, primele case la care am intrat. Bine ați venit! Vai ce bine! Vai ce bine că există așa oameni! Mai pe urmă am întâmpinat și împotrivire și n-aveți treabă. Ia plecați de aici. Și vorbeam puțin cu Liviu la sfârșitul zilei. Mă zic, ce bun e Domnul! Ce bun e Domnul! Dacă ar fi fost ăia primii, am fi zis, păi așa e satul ăsta și nu avem ce căuta pe aici și să ne întoarcem. Nu. Și atunci ne-am dat seama că sunt oameni care într-adevăr așteaptă mesajul Evangheliei și vreau să spun că aceeași problemă, dacă există oameni în afara bisericii noastre care au nevoie de hrană și de Evanghelie, sunt oamenii din biserică care de asemenea au nevoie de hrană și de Evanghelie. Și este nevoie de această zidire și sădire care este încurajatoare, care aduce speranță. Nu? Poate vă amintiți că la școală învățam despre un bătrânel care spune că sădea un pom. Și zice că un copil l-a întrebat și, nene, de ce sădiți dumneavoastră pomul ăsta? Că așa, 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 așa. Până rodește, dumneavoastră nu o să mai aveți privilegiu să mâncați din roadele lui. Și răspunsul bătrânelului a fost, da, e adevărat, sunt conștient. Dar o să fie alții în urmă. O să fie nepoți și alții care o să se bucure de roadele acestui pom. Haideți să observăm puțin. Dumnezeu a avut oameni de care s-a folosit pe parcursul istoriei. Până unde merge influența lor? Cât de vastă, cât de largă este influența lor. Dacă influența răului este atât de vastă, nu? Când se aude în zilele noastre despre Solomon, ce se spune despre el? Păi, cât a făcut Solomon? Nu? Așa. Dar când se aude în zilele noastre despre un Iosif, despre un Daniel, despre un Moise, nu? Văduva cu doi bănuți. Văduva cu doi bănuți. Deci pot să fie atâtea exemple care prin influența lor pot să conducă multe suflete înspre Dumnezeu, înspre adevăr. Așa că de multe ori noi poate cădem în descurajare și vedem, mă, ne-am dus, am vorbit în biserică, dar prea puțin efect. Am vorbit unui public larg, prea puțin efect. Dar vreau să spun că am auzit frați de vârsta mea și poate și mai și zice, mi-amintesc când eram copil de predica lui fratele. Mi-amintesc când eram copil de vorba lui fratele.
și zice, datorită acelei vorbe, acelei predici, eu am fost influențat pozitiv pentru adevăr. Puțin câte puțin, nu? Spune Domnul că așa procedează, nu? Poruncă peste poruncă. Și asta este modul. Ei, pentru asta, repet, suntem invitați atât în mod personal, cât și ca și unitate, ca cerc de slujbași. Să ne încurajăm unul pe celălalt în slujire. Poate atunci când, știu eu, unul cade într-o descurajare, să vină fratele lui și ce să-i spună? Fii cu inimă, frate. Fii cu inimă. Când poate va fi altul, poate chiar la care încurajează. Nu? Chiar avem un exemplu, nu? La Domnul Iisus Hristos pe munte, la schimbarea la față, cine a venit să încurajeze? Moise și Ilie, nu? Ilie, ăla care a zis, Doamne, a rămas singur și caută să-mi ia viața, altarele tale, pe prorocii tăi, totul este stricat și acum am rămas eu singur și mă caută și pe mine. Și ca urmare, decât să cad în mâna lor, mai bine ia-mă tu. Ăla a venit să încurajeze? Da. Ăla a venit să încurajeze. Că asta a făcut, nu pentru Domnul Iisus Hristos. Asta a făcut. Asta a făcut. Moise? Asta a făcut. Și spune că n-a ales îngeri, nu? N-a ales ființe necăzute, ci a ales oameni trecuți prin experiența aceasta. Și de ce trebuia încurajat Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, de către aceste persoane? Era om și el. Era natura umană, nu? Era natura umană. Și avea nevoie de cineva care să vină cu un gând. Într-adevăr, fiecare dintre noi avem nevoie de această încurajare care Dumnezeu ne-o face, vrea să se folosească de fiecare dintre noi ca să încurajăm și la rândul nostru să fim încurajați. Și atunci putem îndeplini cu credincioșie misiunea încredințată. Sigur, ce credeți, era o misiune ușoară cea care trebuia să o îndeplinească Ieremia? Nu era ușoară. De ce nu era ușoară? Pentru că a trebuit să le spună... A trebuit să le spună Ieremia, capitolul 7, versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Era atât de obișnuit printre ei, ca și popor, ca națiune, să spună, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și era adevărat? Da, era real. Erau aleși de Dumnezeu? Dar când i-au spus aceasta Domnului Iisus Hristos, noi suntem fiii lui Avram. Vă amintiți ce le-a răspuns Domnul Iisus, nu? Da. Eu cred că toți sunt fiii lui Avram, acei care fac faptele lui Avram. Deci nu descendența, ci trăirea. Aceasta va spune în ce familie faci parte. Și spune versetele anterioare că Domnul l-a trimis pe Ieremia, versetul 2, ceșesc la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți, care vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Deci era o problemă că doar în urma pocăinței puteau ca să fie reținute judecățile lui Dumnezeu. Dacă nu s-ar fi transmis acest mesaj,
N-ar fi venit judecățile? Dacă s-ar fi transmis, dacă ar fi venit judecățile fără să fie trimis acest mesaj, ce am spune? A procedat corect Dumnezeu? Tocmai că Dumnezeu nu procedează. Nu? Niciodată să avertizeze. Vă amintiți de care Iona a făcut un calcul în mintea lui. Domnul spune să mă duc la Ninive să le vestesc că peste 40 de zile cetatea va fi nimicită. Dar ăștia o să ceară iertare de la Dumnezeu și Dumnezeu îi iartă. Și ca urmare eu rămân mincinos și nu mă duc, mai bine. Dar de unde să știe ăștia ca să ceară iertare lui Dumnezeu și să se pocăiască? Păi trebuia cineva să meargă să le spună. Și chiar cu riscul ca să fii considerat mincinos? Auziți, dacă ați ști că cineva vă spune că sunteți mincinoși, acum iertați-mă că folosesc termenul ăsta, așa. Dar vi s-ar confirma că ați salvat un suflet de la moarte. Ce ați prefera? Cred că aici trebuie să reflectăm mult și să cerem lui Dumnezeu putere să ne ajute. Așa cum spune Apostolul Pavel despre Domnul Iisus Hristos, a suferit crucea și mai spune ceva. A disprețuit rușinea. Adică cum? Fără să disprețuiești rușinea? Fără rușine? Suntem expuși ridiculizării. Suntem expuși ridiculizării. Deci a disprețuit rușinea pentru că avea un scop, nu? Avea o țintă. A disprețuit rușinea. De ce? Pentru că vroia să salveze. Poate nu neapărat o să fim invitați atât de mult să disprețuim rușinea, că o să ne bucurăm și de apreciere. Nu? Să spună, domnule, chiar îmi place de biserica dumneavoastră, îmi place de principiile pe care le aveți, nu? Așa? O să fie și din aia care o să spună, domnule, cine poate să gândească ca dumneavoastră doar niște oameni înguști, nu? Dar dacă o să reușim prin Harul lui Dumnezeu să lăsăm comoditatea noastră, să lăsăm confortul nostru, ajutați de el, și atunci să ducem Evanghelia, sunt convins că toți acei care vor face acest lucru, poate pentru un singur suflet, vor fi bucuroși și mulțumiți că ei au putut să contribuie la salvarea unei singure persoane. Doresc ca Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi această bucurie de a salva persoane pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin.